săptămână. Ia uitați-l. Încă este moale și bun. Vedeți? Ia uitați. Cozonacul. Bun, bun, bun. Și avem în interior și nucă, și cacao, și tot ce trebuie. Așa. Și o să punem aici în bol. Așa. Și îl sfărâmăm așa, bine, bine, bine. Acum, am să adaug, eu am aici circa 160 de unt. Și adaug, dacă mai e nevoie de cozonac, mai adăugăm. Deci la 160 de unt, adăugăm cozonacul cât este necesar. Aceasta este prăjitură făcută la ochi. Așa. Și o să amestecăm așa bine. Am să amestec cu mâna, că se amestecă mai bine. Și aici adăugați un rom. Dacă dați la copii, puneți puțin lapte. Mai adăugăm și restul de cozonac, că mai trebuie. Vedeți câtă cacao, ciocolată avem în interior, nucă. Și amestecăm. O tavă din hârtie. Vedeți? Am pus-o în două. Și am să fac un cerculeț. Așa. Și o să facem așa un cerculeț. Vedeți? Se vede? Ia uitați. Și punem așa. Și o să punem baza în interior. Așa. Și o să apăsăm. Apăsăm ca să fie cam egal peste tot. Vedeți? Așa. Deci mi-am făcut forma din hârtie. Și acum am să pun puțin Nutella deasupra. Am să iau așa din borcanel și am să pun așa peste. Nu punem mult, punem puțin. Așa. Să punem două linguri sau două lingurițe. Și întindem. Și aici am nuci. Nuci, ori le sfărmăm, ori punem așa bucățele. Eu am să le sfarm, că sunt prăjite la cuptor. Așa. Și am să le fac așa mare. Și o să punem așa deasupra. Ia uitați. Așa. Și acum am să dau la cuptor. Cum a ieșit? O prăjitură la minut din cozonac. Ia uitați. O lăsăm un pic să se răcească și apoi o să o punem pe farfurie. Cum cât este de moale, vedeți? Ia uitați. Cum arată crema. Este moale, moale. Arată bine, bine. Trebuie să se răcească, dar să știți că este bună, 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 bună. Dulce și vă doresc multă, multă sănătate. O zi frumoasă tuturor. La revedere, vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag. Vă pup dulce.